Salut! Astăzi vom învăța cum se leagă firul textil de fluorocarbon. Vom îmbina cele două fire. Acest nod pe care îl vom învăța astăzi este foarte util în situațiile în care punem înaintaș textil ca să putem lansa la distanțe mai lungi, dar și în pescuitul la răpitor, da? În situațiile când pescuim pe substrat dur, pe un substrat cu piatră, pe un substrat cu agățătură, unde avem nevoie de firul textil pentru că este mult mai rezistent. De ce spun că îl putem folosi la pescuitul la răpitor? Pentru că firul textil este un fir rezistent care nu se taie foarte repede, se poate folosi și fără strună. Iar știu ca, de exemplu, sau șalău, sau biban, sau ce specie de pește prindeți, nu va tăia firul la fel de repede. Deci, haideți să vă arăt cum fac eu nodul între fluorocarbon și firul textil. Da, David? Se ia fluorocarbonul sau firul principal, în cazul vostru, de la mulinetă. Se face o buclă. Prin această buclă se introduce firul textil. Se țin toate trei, da? Țineți cu mâna dreaptă toate trei firele. După care rotiți efectiv firul textil peste firul principal 1 de 10 ori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După ce ați rotit firul de 10 ori, firul textil, îl introduceți efectiv prin bucla de la firul principal, da? Asta e bucla. Deci cam așa arată. Se introduce pe aici. Și se trage de el. Se umezește un pic. Și trageți bine, pentru că e foarte rezistent nodul, ca să se strângă. Da, eu câteodată trag un pic cu unghia așa în jos ca să se strângă bine. După care întindeți. Tăiem surplusul de fir. Și avem un nod perfect rezistent între fluorocarbon și firul textil. Așa se face nodul, un nod foarte rezistent, un nod care nu agață mulineta atunci când lansăm și nu vom avea probleme cu el. Fire întinse, prieteni, cam asta a fost filmarea pentru astăzi. V-am prezentat nodul între fluorocarbon și firul textil. Un nod simplu, un nod pe care îl poate face oricine. Rămâneți alături de noi pentru următoarele videoclipuri. Fire întinse!